mașina, cum ține? Hai să luăm așa, nu. Din butonul de set apeși succesiv până în momentul în care apare ATT, atenuare. Ce mă, vrei să te urci tu? Dacă vrei, ia. Vezi că de 6 ori trebuie să-mi știi. Nu e mai lucru, dai din set până apare ATT și formă din plus minus. Ok. Nu vrei Iacu să faci asta? Scade în capăt. Hai. Minus 3? Da. De regulă pe minus 3. Hai acolo, ca să vrei să luăm de la ala și venim la ala pe el. Lasă, nu știu că nu știu pe ce, că sunt mai multe de alea. Păi da, m-a fost pe și a ajuns la ATT. Simplu. Dacă mă încurmă, dar... Da, și acum să
Am vorbit singur până acum? Da. Bravo, mă, că ți-ai și frumos. La sfârșit o să trag cortina. Să ai grijă să tragi și tu de ăsta un pic. La sfârșit de
ieftin, nu-i acolo? Ce? Sună un telefon ieftin. Aparece.
mănâncă ceva. Nu prea am chef. Da niște vodcuță vrei? Nu. Nu dau vodcă chiar zilnic. Hai, da. Mai e și zăpușal azi. Auzi, dădacă? Noi doi de cât timp ne cunoaștem? Noi doi? Stai să mă gândesc. Mama, ai venit aici la noi oarecând? Mai trăia Vera Petrovna, mama Sonicăi. Țin minte că ai venit la noi vreo 3 ieri la rând? Păi, mama, de atunci să tot fie 11 ani, poate chiar mai bine. Da. Și m-am schimbat mult de atunci? Da, mult, mult, da. Păi, mama, erai tânăr, erai frumos. Acum ai îmbătrânit. Parcă și frumusețea ți-e altfel. Da, da. Și fie vorba între noi doi, le cam tragi la măstea? Da. Da, 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 da. În 10 ani m-am schimbat mult. Da, da, mamă. În ce cauză? Muncesc prea mult, dacă de dimineață până seara, tot pe picioare, fără liniște. Iar seara când stau sub plapul, mă tot mă tem să nu mă cheme la vreun bolnav. De când ne știm noi doi, n-am avut o zi liberă. Cum să nu îmbătrânești? Da, și viața asta. Și viața asta e plicticoasă, stupidă, murdară. Peste tot nu mai țigniți. Iar dacă stai lângă ei vreo 2-3 ani, riști să te țignești și tu, cum ți-e soarta. De prostit încă nu m-am prostit, slavă Domnului, mintea mea încă întreagă. Dar simțurile alea mi s-au atrofiat. Nu mai vreau nimic, nu mai trebuie nimic, nu mai iubesc pe nimeni. Numai pe tine te mai iubesc. Știi că dădaca mea din copilărie țemăna? Dădaca mea din copilărie țemăna? În postul cel mare, în a treia săptămână, m-am dus la Maliscu, era epidemie. Tifos, mizerie, fum. Pe jos zăceau cadavre lângă bolnavi și lângă porci. Am muncit toată ziua, fără nicio pauză, fără să pun nimic în gură. Și seara, când am ajuns acasă, crezi că m-au lăsat să mă odihnesc? Mi-au adus una carte la căile ferate. Am urcat pe masă să-l operez, dar n-am mai apucat. Și-a dat duhul sub cloroform. Și taman acum când nu aveam nevoie, a început să mă mustre conștiința. Da. Sigur, eu l-am omorât. Și atunci, ca și acum, am stat și m-am gândit. Oare cei care vor veni după noi peste 100-200 de ani, cei pentru care ne chinuim acum să croim un drum, oare ne vor pomeni vreodată în vorbele lor? Eu cred că nu. Eu cred că nici măcar nu o să-și mai aducă aminte de noi. Cine, mamă? Oamenii? Oamenii nu. Da, Dumnezeu. Dumnezeu, bunuțul de el, știe tot, tot știe, așa să ții minte. Da. Dumnezeu. Drăguțul de el. Ai dormit? A? Da, am dormit. Da, da.
orb când mă apucă la masă, mănânc tot felul de prostii, beau vin, nu e sănătos. Înainte n-aveam timp nici să respir. Munceam cu Sonia cot la cot. Dar acum muncește numai ea, iar eu dorm, mănânc și beau. Nu e bine. Nu e bine. Nu e bine, mamă, nu e bine. Nu e bine că nu mai e, mamă, niciun fel de rânduială, niciun fel. Da. Da, păi da, profesorul se trezește la 12, ceainicul e pe masă de dimineață, îl tot așteaptă. A, păi până să vină ei, mâncăm și noi ca oamenii acum. Păi de păcatele noastre mâncăm la 7 seara. Hai, ia și bea un ceai. Hai. Eu nu vreau, nu beau. Hai, bea, mamă, nu beau ce? Dacă mă supă! Ia-l, că nu mai scap. Noaptea, profesorul stă, citește, scrie până la 2, așa la pugă, mă sună. Ce, tătucule, ce vrei? Vrea ceai la 2. Tu te trezește pe toată lumea, pune... Mamă, e rânduială? Nu-i. Hai. Și mai au de gând să stea mult pe aici? Da. 100 de ani. Profesorul s-a hotărât să rămână aici. Ia, uite. De 2 ore e ceainicul ăsta pe masă. Ei s-au dus să se plimbe. Nu e mamă rânduială. Splendid! Nu te mai necăji, uite că au venit. Splendid! Peisajele sunt minunate. Absolut fermecătoare, excelența voastră. Haideți, poftiți la ceai, domnilor. Hai. Am să vă rog ca ceaiul să mi-l aduceți în birou. Am câteva treburi de terminat. Tata, mâine nu m-am folosit vin, nu vrei să vin și tu? Nu. Ia ceaiul, nu vrea ceaiul, ia ceaiul, adu ceaiul. E cald, e sufoc, dar marele nostru savant e în panton, galoși, mănuși, pălărioară, îi lipsește umbreluța. Grijești omul, da. Ce vrei? Dar ea, câte de frumoase. Doamne, Dumnezeule, în viața mea n-am văzut femeie. Eu, Marina Timofeevna, mă simt fericit. Așa ce indiferent dacă mă plimb pe câmp sau într-o grădină umbroasă sau dacă stau și privesc masa. Vremea e minunată. Păsărelele cântă. Aici e liniște și pace. Și zici și dumneata. Așa. Ce să-ți mai dorești? Nimic, mamă, e foarte. E mai pomenit, ascultă. Hai, povestește-ne ceva, Ivan. Ce să-ți mai povestesc? Cum ce? N-ai nimic nou? Toate zei, nimic. Eu sunt același de până acum. De fapt, nu. M-am schimbat. Nu fac nimic. Bombă în toată ziua, ca boșorogii. Drăguța de mama, cârie și arteziulica de lungă despre emanciparea femeii. Cu picioare în groapă, dar ea caută în cărțile ei savante zorii unei vieți noi. Da. Și profesorul? Profesorul, ca și până acum, stă de dimineață până seara târziu în camera lui și scrie. Scriem și tot scriem. Scrisul e întoi, dar succesul, frate, departe de noi. De-aia dacă fie câte rabde ea. Deci ar scrie autobiografia. Ăsta, da, subiect minunat. Dă-ți seama. Un boșoroc sfrijit, bolnav de podagre, de reumatism, cu un ficat umflat de gelozie și de invidie și boșorocul ăsta sfrijit, trăiește de pe urma primei sale soții. Nu face nimic, la oraș nu-și permite și se plânge în continuu cât este el de nefericit. Dar în fond este extrem de fericit. El? Oh, dă-ți seama ce fericire. Păi, fiul unui amărât de funcționaraș. Face școală din bursă în bursă și ajunge profesor universitar. Apoi devine ginere de senator. Dar toate astea n-ar fi nimic. Numai că de 25 de ani, omul ăsta scrie și ține conferințe despre artă, dar nu înțelege nimic. El de 25 de ani scrie despre naturalism, realism și multe altele, înțelegi? El de 25 de ani scrie de fapt despre lucruri pe care deștepții le cunosc de mult. Iar pe proști nu-i mai interesează. Asta înseamnă că de 25 de ani bate apa în piul. Mulțumesc. Dar totodată ai văzut ce pretenții, ce păreri. A ieșit la pensie. A ieșit la pensie și nu-l cunoaște niciun muritor. Asta înseamnă că de 25 de ani el a stat pe locul altui. E un impostor. Dar l-ai văzut? L-ai văzut cum pășește? Parcă e un semizeu. Mi se pare că-l cam invidiez. Nu ți se pare. Chiar îl invidiez. Și ce succes are la femeie. Cine e el? Niciun Don Juan n-a cunoscut un succes mai mare ca al lui.
prima lui soție. Sora mea, o femeie minunată, bună, generoasă, mărinimoasă. Am cunoscut-o cu toții. A avut admiratori mai mulți decât toți studenții lui la un loc. Dar ea l-a iubit pe el. Și l-a iubit. L-a iubit așa cum pot iubi doar îngerii din cer, alți îngeri la rândul lor. Mama mea, soacra lui, nu? Îl divinizează până și acum. El încă o domină cu o putere de neexplicat. Iar a doua lui soție, tocmai ai văzut. O frumusețe, splendor. L-a luat de bărbat când era deja bătrân. I-a dăruit tot, libertate, frumusețe. De ce toate astea? Pentru ce? Zi-mi tu de ce? Auzi? Dar e credincioasă, profesorul? Da, din păcate, da. Păi de ce din păcate? Pentru că această credință este falsă de la început până la sfârșit. Vorbe multe, fără pic de logică. Eu înțeleg. O fi strigător la cer să-ți înșel soțul bătrân pe care nu-l iubești. Dar să înnăbuși în tine tinerețea și libertatea ta. Asta nu-i strigător la cer? Vane, dar mie nu-mi place când vorbești așa. Dar nu-mi place. Cel care își înșeală femeia sau bărbatul, acela e un om de nimic. Acela poate să-și trădeze și țara. Hai, cepitule, mai tacă-ți pleacă. Hai, te rugăm voie. Nevasta mea a fugit cu iubitul ei chiar a doua zi după nunta noastră. Și asta din cauza felului în care arăt. Dar eu nu mai mâncă-l cap jurămintele. O iubesc și azi și o ajut cu ce pot. I-am dat întreaga mea avere ca să-și întrețină copiii pe care i-a avut cu bărbatul pe care l-a iubit. Da, de fericire n-am avut parte pe lumea asta. Dar mândria nu mi-a luat-o nimeni. Iar ea, tinerețea ei s-a dus, frumusețea ei s-a oferit după legile firii, bărbatul iubit s-a prăpădit, iar cu și-a rămas. Dacă au venit țăranii, pute și vorbește cu ei, că servesc eu ceaiul. Hai. Mi-ați scris, mi-ați spus să vin la soțul dumneavoastră, că e grav bolnav. Dar eu văd că e sănătos tun. Da, aseară s-a plâns de picioare. Dar acum se simte mult mai bine. Acum se simte mult mai bine. Da. Iar eu era să-mi rup gâtul încercând să vin aici 30 de verste. Dar nu-i nimic. Dacă tot am venit, am să rămân aici să dorm. Quantum satis. Da, e foarte bine. Așa n-ar se întâmplă să rămâi pe la noi? Tu-mi pare că nici n-ai mâncat. Nu, n-am mâncat. Păi poți să mănânci cu noi, că noi acum mâncăm la 7. Ceau e rece. Temperatura ceainicului a scăzut considerabil, Sonișca. Nu-i nimic, Ivan Ivanici, o să bem și așa. Pardon, nu Ivan Ivanici. Ilia Ilici. Ilia Ilici te leghi, zici și ciupitu. Eu am botezat-o pe Sonișca. Iar soțul dumneavoastră, înălțimea sa, mă cunoaște foarte bine. Acum locuiesc aici pe moșia asta, iar dacă ați fi binevoit să observați, luăm masa zilnic împreună. Ilia Ilici, ajutorul nostru, mâna noastră dreaptă. Îți mai pun niște ceai? E rece. Ce-i bunico? Am uitat să-i spun lui Alexandru. Ce? Mă sclerozez. Pavel Alexeevich ne-a trimis o nouă broșură de-a lui de la Harkov. O nouă broșură? Da. Și cum e? E interesantă? E foarte interesantă, dar e oarecum ciudată. Neagă tot ce a apărat acum 7 ani de zile. Este îngrozitor. Nu e nimic îngrozitor, mama. Îmi bea-ți ceaiul. Bine, dar eu vreau să vorbesc. A, băi, de 50 de ani tot vorbim și citim broșurele. Poate punem punct. Jean, nu știu de ce am impresia că pe tine te deranjează când vorbesc eu. Dar așa te-ai schimbat în ultimul an, că eu nu te mai recunosc. Da. Dar erai o personalitate civilizată, o convingere, erai o conștiință luminată. Conștiință luminată, o conștiință luminată, o glumă foarte bună, nu-ți bate joc de mine. Am 47 de ani și până anul trecut am încercat și eu să înțeleg ceva din scolastica asta voastră, crezând că fac bine. Și astăzi am insomnii. Nu pot să dorm de ciudă când am mirosit cei mai frumoși ani ai vieții, când puteam să am tot ce-mi refuză mie acum bătrânețea. Asta este. Da, s-ar părea că-ți regrezi vechile tale. Jean! Convingeri, ia, nu? Da, îți regrezi vechile tale convingeri, dar tu ai uitat? O convingere în sine nu înseamnă nimic, nu? Este literă moartă. Da. Ar fi trebuit fapte. Fapte zici? Ei bine,
Nu toți putem fi un scârța-scârța pe hârtie, da? Un perpetuum mobile ca her profesorul dumitale. Perpetuum mobile? Dar tu știi ce înseamnă perpetuum mobile? Știu foarte bine și știi foarte bine! Nu vorbesc la perpetuum mobile! Stop! Îmi cer iertare. Ce vreme frumoasă e azi! Nici măcar nu mai e atât de cald. E numai bună de spânzurat. Ce-au vrut săranii de dacă? Ce-au vrut săranii? Vecheamă peste păruloaca aia. Pe cine strigi? Aia pe strigă, mama a putin și mie pomată și o cerină. Și adun și mie un băhărel de vodcă. Ce se mai poate întâmpla? Bine. Unde să mă duc? Încotro să mă duc. Ostrovski are într-o piesă de-a lui un personaj cu mustăți mari și calități puține. Ăla sunt eu. Aș fi foarte bucuros dacă mi-ați face o vizită. Împreună cu Sofia Alexandrovna, desigur. Am o moșie nu prea mare, de vreo 10 de seargine, dar am o grădină model și o pepinieră, cum nu găsește toți în untul. Este lângă ocolul Silvic. Șeful ocolului Silvic e bătrân, mai mereu bolnav, așa că eu am grijă de toate. Da, păi, am auzit că iubiți pădurile. Într-adevăr, nu poate să fie decât foarte folositor, însă nu vă depărtează de la adevărata dumneavoastră menire? Sunteți smit. Dumnezeu știe care e adevărata noastră menire. Da. Și e interesant? Da, e o muncă interesantă. E foarte! Spune asta pentru că păreți tânăr, știu și eu, 36. 37. 37 de ani, da. Și, să mi se pare chiar atât de interesant să vedeți toată ziua numai pădure și pădure. E. Mi se pare vizitor. Nu, e foarte interesant. Mihail Popici plantează copaci în fiecare an. El deja a primit o medalie de bronz și o diplomă. Luptă împotriva celor care taie copacii bătrâni. Dacă l-ați ascultat până la capitat, și întru totul de acord cu el. El spune că pădurea înfrumusețează pământul, îl ajută pe om să înțeleagă ce e frumosul și dă o mare satisfacție interioară. Pădurea îmblânzește clima aspră și în țările unde clima e mai blândă, oamenii luptă mai puțin cu natura. De aceea acolo oamenii sunt mai plânși și mai delicați. Acolo oamenii sunt demni, sensibili, eleganți. Se mișcă cu grație, acolo domină știința și artele și filozofia lor nu are nimic întunecat. Iar bărbații se poartă cu femeile cu grație și cu eleganță. Bravo, bravo, Zoli! Bravo! Bravo! Este foarte îmbioșător. Dar deloc adevărat. Așa că dăm voie, amice, să fac focul în sobe cu lemne și să-mi construiesc hambarele tot din lemn, da? Ai putea să te încălzești cu cărbuni în sobă, iar hambarele să le construiești din piatră. Bun, bun. Pot să accept să tai copaci de nevoie. Dar de ce să distrugi pădurea? Pădurile noastre cad sub topoare, pierd miliarde de copaci. Se distruge astfel habitatul păsărilor, al animalelor. Râurile seacă și dispar de tot. Dispar peisaje de o frumusețe incredibilă. Și asta pentru că omul leneș nu are chef să se aplece, să puleagă de pe jos cele necesare focului. Nu sunteți de acord, doamnă? Trebuie să fii un barbar fără minte, să arzi în sobă toată această frumusețe, să distrugi ceea ce nu poți să creezi. Omul e înzestrat cu judecată și talent ca să sporească ceea ce a fost dat. În schimb, el nu face nimic altceva decât să distrugă tot. Pădurile sunt din ce în ce mai puține, râurile seacă, fauna se rărește, clima s-a stricat, iar pe zi ce trece pământul ăsta e tot mai urât și mai sărac. Iar tu te uiți la mine ironic și tot ce spun ți se pare neserios, nu-i așa? Și se prea poate să fie așa. Dar când trec prin
pădurile țăranilor pe care le-am salvat eu de la tăiere, sau când aud cum voiește vântul prin lăstărișul sărit de mâinile mele, simt că am pus măcar un pic stăpânire pe climă. Iar dacă peste 1000 de ani omul va fi mai fericit, voi avea și o parte de vină. Pe când să desc un mesteacăn și apoi îl văd cum înverzește și se umduiește în bătaia vântului. Da. Până una alta trebuie să plec. La urma urmei, cine știe, poate sunt doar ciudățenii ale mele. Toate astea. Am onoarea să vă salut, doamnelor. Sănătate. Domnilor. Și când mai invită la noi? Mă știu. Nu iar peste o lună, nu? Era neapărat nevoie să o supe pe Maria Vasilievna vorbind despre perpetuum mobile. Asta era. Nu, și astăzi, la micul dejun, iar te-ai luat, Alexander. Ce mic ești! Dacă-l urăsc! Pe Alexander nu ai de ce să-l urăști. Nu, este la fel ca toți ceilalți. Și să știi că nu este mai rău ca dumneata. Dacă te putea vedea, ți-ai vedea mișcările, fața. Ți-e lene să trăiești, dar rămâne să te miști. Da. E o leneșule hamică. Dar toți îl bârfesc pe soțul meu, iar pe mine mă compătimesc. Sărăcuța ce bărbat bătrân și-a luat. Și cât de bine îi înțeleg. Ah, cât de bine spunea Astrova dineori. Distrugeți cu indiferență pădurea, încât nu o să mai rămână nimic bun pe pământ. Și cu aceeași indiferență distrugeți și omul, încât nu o să mai rămână nici puritate, nici bunătate, nici capacitatea de a te jertfi. De ce nu puteți să fiți cu indiferență o femeie care nu vă aparține? Pentru că, a spus doctorul Larina, în voi toți zace microbul distrugerii. Nu vă pasă de femei, de păduri, de păsări, de absolut. Hai să lăsăm filozofie. Foarte interesantă figură doctorul ăsta. Are o față obosită, nervoasă. Foarte interesant. Cu siguranță Sonia îi place. Cred că e chiar îndrăgostită de el. Da, și o înțeleg. Cred că sunt aici, au venit de 2-3 ori și eu n-am reușit niciodată să stau de vorbă ca lumea cu el. Nici nu l-am băgat în seamă. Probabil crede că sunt rea. Iată, Ivan Petrovici, de ce suntem noi așa de buni prieteni? Pentru că amândoi suntem și plicticoși și nu suntem nesuferiți. Da. Nesuferiți. Da. Hai, de nu te mai uita așa la mine, că știi că nu-mi place și ți-am mai spus. Cum vrei să mă uit altfel dacă te iubesc? Spune-mi tu cum vrei să mă uit altfel. Iar tu înțelegi că pentru mine ești... Iartă-mă, celor, pentru mine ești tinereța, ești viața, ești libertatea mea. Încă timp să-ți vorbesc despre dragostea mea și va fi de ajuns pentru mine atât. Te poate auzi cineva? Atunci lasă-mă să te privesc numai, atât. Lasă-mă, te rog, Helen, lasă-mă să... Gata, e chinul Ivan. Perpetuum mobile. Thank you.
Sonia, tu ești? Nu, eu sunt. Lenoțica, Lenoțica, Lenoțica. Da, Alexandru. Ce boală nenorocită, Lenoțica. Stai să-ți aranjezi pledul. Lenoțica. Bine, Alexandru, eu vreau să închid fereastra. Nu închide, că mă sufoc. Adineaurea m-a țipit și am visat că piciorul stâng mai era al meu. Am trezit cu o durere insuportabilă. Asta nu-i podagră, mai degrabă e reumatism. Ah! Cât mai e ceasul? Este 12:20. Dacă e 12:20, mâine dimineața să mi-l cauți. Mâine dimineața să mi-l cauți și mie pe Batiușcov în bibliotecă. Sigur îl avem. De ce respira atât de greu? Pentru că ești obosit, Alexandru. Este a doua noapte de când nu dormi. Și că Turgeniev, din podagră, a dat în anghină pectorală. Mă tem să nu mi se întâmple și mie la fel. Blestemată, nesuferită bătrânețe. Păi, a dracu. De când am îmbătrânit, mi-e silă de mine. Ca și voi toți, cred că abia mă mai suportați. Vorbești despre bătrâneța ta cu un ton de parcă noi toți am fi vinovați că tu ai îmbătrânit. Tu ești prima care nu mă mai suporți. Sigur, ai dreptate. Nu sunt tâmpit. Înțeleg totul. Ești tânără, frumoasă, sănătoasă. Vrei să străiești viața. Iar eu sunt bătrân. Aproape un cadavru, e o glumă proastă că încă mai trăiesc. Da, stați, voi liniștiți, că nu mai duc eu mult, am să vă eliberez eu pe toți. Pentru numele lui Dumnezeu, taci odată, Alexandru! Păi din cauza mea nu mai puteți suporta. Da. Păi vă cam plictisiți, vă irosiți tinerețile, în timp ce eu stau aici și mă bucur de viață. Măi, portul, nu vezi că mă chinui? Păi nu știu dacă ai observat, dar eu cu asta mă ocup, pe toți îi chinui. Iau așa și... Dumnezeule, deci spune-mi ce vrei de la mine. Eu? Da, ce vrei de la mine? Nimic. Atunci taci. Tac, tac, tac. Bun. Tac. Ciudat, știi, ciudat. Cum deschide gura Ivan Petrovici sau baba aia idiotă de Maria Vasilievna, nu-i nimic. Toți ascultă. Dar cum scot și eu un cuvințel brusc, toată lumea din jurul meu începe să se simtă nefericită. Păi voi nu suportați nici măcar glasul meu. Bun, să zicem că sunt de nesuportat, că sunt egoist, că sunt tiran. Dar chiar acum la bătrânețe nu am dreptul să fiu și eu puțin egoist? Nu am dreptul să fiu și eu puțin tiran? Nu am dreptul la o bătrânețe liniștită, la puțină atenție din partea celorlalți? Dar nu-ți neagă nimeni niciun drept, nu, Alexander! Nu. Mă duc să închid fereastra. S-a pornit vântul, o să înceapă. Nu, nu-ți neagă nimeni niciun drept, Alexandru. Toată viața stai și cercetezi. Ești obișnuit cu biroul tău, cu auditoriul tău, oamenii de știință și deodată să te trezești în capăul ăsta. Să vezi în fiecare zi aceiași oameni stupizi, să le asculți conversațiile lor de nimic. Nu mai pot, nu mai pot. Să privesc în trecut, să urmăresc succesele altora. Am ajuns să mă tem de moarte. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai suport. Și cu
culme, culmea e că nu mă iartă nimeni că sunt bătrân. Nu mă iartă nimeni că sunt bătrân. Mai ai și tu răbdare, Alexandru. Uite, peste 5 ani o să fiu și eu bătrână. Tată, ne-ai pus să trimitem după doctorul Astrov și acum când a venit nu vrei să-l primești. Nu-i frumos, am pus omul pe drumuri de pomană. Ce să fac eu cu Astrov al tău? Știe medicină cât astronomie, știu eu. Bine, tată, o să chemăm chiar toată facultatea de medicină pentru podagra dumitale. Cu ciudatul ăla nu stau de vorbă. Bine. Cât ți-a mai făcut ceasul? Aproape unul. Aproape unul? Mă sufoc. Sonia! Da. Sonia! Da! Picăturile de pe măsuță. Sigur. Aici. Nu astea! Nu poate să vă mai roage omul nimic! Te rog foarte mult, nu mai face crize! Poate că unii ți le suportă, dar eu nu. Nu-mi place și... Eu n-am timp. Mâine dimineață mă trezesc de vreme că începem cozitul fulgului. Vine furtuna! Helen, Sonia, mergeți la culcare, rămân eu cu el. În niciun caz. Draga mea, o să mă termine cu vorbirea. Stai puțin, dar trebuie să le lași pe ele să se odihnească. N-au dormit de două nopți. Da, sunt de acord cu tine, dar să se ducă la culcare, dar du-te și tu, mulțumesc. Te rog, în numele prieteniei noastre de până acum, du-te și lasă-mi. În numele prieteniei noastre, ia castraveți. În numele prieteniei noastre de până acum, de până acum, auzi. Ce faci? Hai, că devine caragios. Dacă nu o să mă devine cu vorbărea. Mamă, vrea ceai, vrea ceai, vrea ceai. Păi cum să te culci, dădăcuță? Cum să te culci, a? Că văd că în casa asta nimeni nu doarme. Castraveți, cașcaval, nimic? Unchiule! Numai eu n-am nicio problemă, dar de fapt stau aici, știi ce-mi place? Măi, ce-ai, măi, tătucule, mă, te doare? Mă doare. Da, doare, uite, da. Și pe mine mă dor picioarele. Aoleu, dar știi ce rău mă dor? Aoleu, tătucule, asta e goală veche la dumneata. Vera Petrovna, săraca, te îngrija, se amăra, nu dormea nopțile. Tare mult îl mai iubea. Hai, tătucule. Tânăr bătrân, toți vrem ca cineva să aibă grijă de noi. Numai că, tătucule, de noi, de bătrâni, nu e milă nimănui. Hai, tătucule, să mergem, ha? Hai că-ți face Marina un ceiuț bun de tei, să-ți încălzesc. Piciorul, o să dragă Vera Petrovna, Sonișca. Nu știa de dăguță, ea era mică, era prostută, dar nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, mă chinuie îngrozitor. Da, pe dumneata te chinuie el, dar pe mine mă chinuie eu însă. E a treia noapte de când nu dorm. Perpetuum mobile. Eu îți spun, casa asta este blestemată. Mama dumitale urăște tot în afară de broșurile ei și de profesor. Mamă? Profesorul în mine nu are încredere, de dumneata se teme. Sonia nu vorbește cu mine de două săptămâni. Da? Iar dumneata o împungi într-una pe mama dumitale. Dar mie vine să plâng din două în două minute casa asta. Parcă este blestemată. Gata cu filozofia. Punct. Ivan Petrovici. Ele, dragă. Ivan Petrovici, tu ești un om cultivat, da, și inteligent. Da. Dumneata trebuie să înțelegi că lumea asta... Lumea asta, Ivan Petrovici. Da? Uită-te la mine! Mă uit! Lumea asta nu piere din cauza... Nu
Lumea asta nu pierde din cauza incendiilor și a nenorocirilor, ci din cauza tuturor acestor bârfe mărunte, Ivan Petrovici. Dumneata trebuie să-i împaci pe toți, nu să-i întărâți. Mai întâi să mă împac cu mine însumi, draga mea. Mai întâi cu mine. Hai, lasă, uite, ploaia afară se va opri și totul va fi din nou proaspăt și limpede. Dar numai pe mine ploaia nu mă poate împrospăta. Zi și noapte închis între pereți, ăștia mă chinuie gândul că viața mea este pierdută iremediabil. Trecut nu am. Am mirosit pe prostii. Iar prezentul este îngrozitor prin stupiditatea lui. Asta este viața și dragostea mea. Ce să fac eu cu ele? Unde să le ascund, Helen? Helen, sentimentele mele, Helen, mor ca... Sentimentele mele mor ca strălucirea soarelui într-o văgăună. La fel mor și eu. Cum e? Nu? Ivan Petrovici, când îmi vorbești despre sentimentele tale, nu știu, mă crispez. Chiar nu știu ce să-ți răspund. Noapte bună. Și dacă ai ști cum mă chinuie gândul că în aceeași casă moare încă o viață? Viața dumitale, ce mai aștepți? Ce filozofie nenorocită te oprește? De ce nu vrei tu să înțelegi odată, Helen? Înțelegi? Ivan Petrovici, ești beat! Tot ce se poate, tot ce se poate! Da. Unde este doctorul? E la mine în cameră, doarme. Da. Helen, orice se poate. Orice se poate, Helen. De ce ai băut? De ce ai băut și astăzi? Pentru că doar așa mai seamănă viață, înțelegi? Doar așa. Lasă-mă, cum se face că înainte nu beai niciodată atât de mult și nu vorbeai interminabil, mă plictisești! Mă plictisești, Ivan Petrovici! Lasă-mă, te rog, lasă-mă! Gata! Devine de-a dreptul dezgustător! A plecat. Am cunoscut-o acum 10 ani. A răpusat a mea soră. Avea 17 ani. Erau 37. De ce nu m-am îmbrăgățit atunci de ea? Și n-am certat de nevastă? Ar fi fost atât de posibil. Acum ar fi fost soția mea. Ne-am disperat amândoi de tunel. Eu aș fi luat-o în brațe, aș fi șoptit. Nu te teme. Sunt aici. Înțelege. Femeie, ei de-a vorbi morala ei leneșe, ideile ei ciudate despre sfârșitul lumei astea, mă chine grăzitor. Și el, cum am mai înșelat, l-am idolatrizat pe acest boșoroc sfârșit. Am muncit pentru el ca un sclav. Am stors tot ce se putea stoarce de pe această moșie împreună cu Soria. Amândoi, ca niște bistere noi, am vândut în piață un de lemn, mazăre, brânză. Rămâneam nemâncați noi ca să punem fărămitură peste fărămitură. Copeică peste copeică să strângem bani și să-i dăm lui. Ia, domnule, bani! Mă mândream cu el și cu știința lui. Tot ce scotea pe gură mi se părea genial, trăiam și respiram pentru el și acum se vede limpede viața lui. Nu va rămâne nicio pagină scrisă după ele cu desăvârșire un nimeni, un balon de săpun. Iar eu sunt înșelat prostește, nu așa?
Doctor. Cântă Ciupitul, unde ești? Ciupitule. Toți în casă, vă rog, înțelegeți odată că nu mai pot nici eu. Doar toți în casă, doctor. Doar toți. Bine, tu te plânsele, ca... Ești singur? Fără doamne? M-a trezit furtuna. Ce mai ploaie? Mi s-a părut că am auzit glasul Elenei Andreevna. Hai, din ea ori a fost aici. Minunată femeie! Hei, pilule! Pilule! Ia uite ce de pilule și de la Harkov și de la Moscova. Un doctor va face... Și de la Tula și de... tot de la Tula. A nebunit toate orașele cu podagra lui. Auzi? Dar e bolnav sau doar se face? E bolnav. Dar tu ce ai? Ce ai? De ce ești așa de trist? Te pomenești că ți-e milă de profesor. Hai, lasă-mă. Sau te pomenești că te-ai îndrăgostit de profesoară? A? De prieten. Deja? Ce vrea să însemne acest deja? Infania. Femeia. Da. Poate să fie prietena bărbatului numai în această ordine. S-aud. Mai întâi cunoștință, apoi iubită și la urmă prietenă. Asta? Asta e o filozofie? De doi bani. Da. E de doi bani! Păi da, că eu însumi mi-am devenit de doi bani. Da? Uite, vezi, sunt și beat. De obicei mă îmbăt așa cam o dată pe lună. Când mă aflu în această stare, devin nesimțit și fără rușine, nu-mi pasă de nimic. Mă apuc de cele mai grele operații și îmi reușesc fără cusuri, risc cele mai îndrăznețe până al plebii. Victor! Mă aflu în această stare, da. Nu mi se mai pare că sunt ciudat. A, mi se pare că am o contribuție uriașă la progresul omenirii. Și în clipele astea am sistemul meu propriu de filozofie și voi toți, fraților, îmi apăresc ca niște bete gângănii, niște microbi. Cântă, Ciupitule, te rog eu, cântă. Hai, Ciupitule, cântă. Sunt domn toți în casă, nu pot să fac așa ceva. Microbi? Mai degrabă, Grigori. Ia să vedem. Parcă mai era ceva de băut aici. Și cum se luminează, mergem la mine, ce zici? Da. Am acasă un felcer. Așa. Care totdeauna, în loc de ce zici, zice, ce ziți? Ce ziți? Domnul doctor, ce ziceți? Putem să facem asta, să asta? Așa că, ce ziți? Mergem la mine? Da! Ciupitule, te rog eu. Când? Hai să cântăm. Hai să, hai să cântăm ceva pentru domnul Voinitschi. Pentru domnul... Ia, hai, le știi tu. Pentru domnul Voinitschi. Cer scuze. Eu n-am...
Am cravată și... Iar ai bun cu doctorul. Bine, el e mereu așa, dar dumneata, la vârsta ta, unchiule. Ce legătură are vârsta? Când n-ai o viață adevărată, trăiești în iluzii. E mai bine așa decât deloc. Nu e compromis. Plouă în fiecare zi, totul se strică și dumneata trăiește în iluzii. Unchiule, ai neglijat de tot gospodăria asta, muncesc singură. Nu mai pot! Iartă-mă, unchiule. Nu, adineauri. Adineauri, m-ai privit exact ca reposata mea soră. Doamne, dacă ar ști, draga mea soră. Ce dacă știu, nu e bine nimic, totul se nărâie, totul se duce de râpă. Nu e bine nimic. Gata, du. Mă duc la medicat. Da, mă liniștesc. Popici? Da! Te rog să vii o clipă. Da, imediat. Uite ce, dacă îți face plăcere să bei, te rog să bei singur. Unchiul să nu mai bei pentru că îi face rău. Da? Bine, gata, nu mai bem. Și făcut. Până am o cai, se luminează și plec. Dar poți să rămâi plouă. Nu. Furtuna ne ocolește. O să cadă doar câțiva stropi. Și știi ceva? Dracu' o să nu mai chem la datorul tale. Eu îi spun că e podagră, el că e reumatism. Mi-ai spus să stea culcat, el stă în fotoliu. Astăzi nici n-a vrut să stea de vorbă cu mine. Se caută coarne prea mult, știi? Se caută coarne. Ce vină avem? Mihailovici? Da. Nu vrei să mănânci? Mâncare? Ăla aș vrea. Ia-l-o. Te-a mai rămas câte ceva pe aici, a? Aici. Și mie îmi place să mănânc noapte. Ți se spune că tata a avut mare succes la femei și de asta e așa de răsfățat. N-am mâncat nimic toată ziua, dar am băut. Se poate? Așa. Să știi că... Tatăl dumitale e o fire greu de suportat. Uite, nu-i nimeni în jur și putem să vorbim fără ocolișuri. Da. Cred că n-aș putea să locuiesc aici la voi în casă nici măcar o lună. M-aș sufoca! Păi tatăl dumitale e dus cu podagra și cu cărțile lui. Vania, cu problemele lui, bunica dumitale și mama dumitale vitregă care... Ce-i cu mama mea vitregă? Ce-i cu ea? Ia să vedem. La om, totul trebuie să fie frumos. Și chipul, și hainele, da? Dar și sufletul, și gândurile.
Ea e frumoasă, fără nicio îndoială, dar uite-te la ea, nu face nimic decât să mănânce, să se plimbe, să spună tot felul de lucruri neinteresante, să ne farmece cu frumusețe ei și atât. Nimic altceva, n-are niciun fel de obligații. Alții acționează pentru ea. Ce nu-i așa? Da. O viață de răspuns nu poate să fie o viață curată. Bine, poate sunt eu prea aspru. La urma urmei, nici eu, nici Vania nu suntem prea mulțumiți de viețile noastre și de asta suntem amândoi niște acrituri. Ești mulțumit de viață? A, nu, viața în sine îmi place. Dar viața asta noastră de provincie, viața asta de la țară, eu nu o pot suferi, eu detest din tot sufletul meu. Iar în ceea ce privește propria mea viață, martorul meu Dumnezeu că nu-i nimic bun în ea. Și că mergi noaptea prin pădure și vezi îndepărtare o luminiță? Pui și de oboseală și de frică. De crengile care zbiciuie fața, eu muncesc, vă știți asta. Eu muncesc ca nimeni altul în județul ăsta. Soarta mă urmărește continuu, dar eu nu vă luminița aia. Nu mai vreau nimic. Nu mai trebuie nimic. De mult nu mai iubesc pe nimeni. Dar pe nimeni? Pe nimeni. Mai am un pic de tandreze pentru tot dacă adunit alea. Da, asta așa de dragul tău. Da. Săranii sunt toți primitivi, înapoiați. Iar cu intelectualitatea, e greu să cazi la pace. Te termină. Bunii noștri prieteni, gândesc mărunt, simt puțin și nu văd mai departe de vârful nasului. Atât sunt de proști. Iar cei care sunt ceva mai deștepți, mai destupați la minte, emit judecăți de valoare isterice, bârfesc, clevetesc, analizează într-una. Se uită că eu râși la oameni și îi spune etichetă, zic. Asta e un om ciudat. Foarte ciudat. Da. Mie îmi place pădurea și asta e ciudat. Nu mănânc carne. Și asta e ciudat. Nu mai e nicio legătură liberă de prejudecăți față de om, față de natură, categoric, nu? Nu mai bea. De ce? Nu ți se potrivește. Tu ești un om frumos, ai un glas așa de nobil. Ba chiar mai mult, tu ești cel mai frumos om din cât-ți cunosc. De ce vrei să fii și tu ca oameni obișnuiți care beau și pierd la cărți? Uite, tu mereu spui că oamenii nu creează, ci distrug ceea ce le este dat pe lume. De ce vrei să distrugi ce ți se cuvine? Nu trebuie, te rog. Nu mai bea. Bine, gata, nu mai beau. Vrami? Pe cuvântul meu. Gata, ia uite, m-ai și trezit. M-am și însă, rămân așa, treaz. Ce ziceam? Ziceam că am îmbătrânit. M-am banalizat. Simțurile mi s-au tocit. Nu cred că m-aș mai putea apropia de cineva. Ce mă mai aprinde uneori e frumusețea. Ea nu mă lasă indiferent. Cred de pildă că dacă ar vrea Elena Andreevna ar putea să-mi sucească capul într-o singură zi. Bine, dar acolo nu ar mai fi vorba de dragoste sau de afecțiune. Ce-i, Mihai Popovici? Ce-i făcut? Mihai
adus aminte că mi-a murit un pacient sub cloropor. Cred că ar trebui să uiți povestea asta. Da. Mihai Lubovici? Dacă eu aș avea o prietenă sau o soră mai mică și dacă se zice mai aflat că ea te iubește, ce ai zice? Nu știu. Adică, dar nu știu. Aș încerca să-i dau de înțeles că nu, că nu aș avea când, cum, nu-mi stă. S-a făcut de plecare. S-a făcut că dacă mai stă mult se face dimineață și nu mai ajung acasă. Îți mulțumesc pentru masă, draga mea, nu mâncase nimic toată ziua. Cu drag. Doar băusem. La revedere, draga mea. La revedere. Dacă îmi dai voie, o să iau prin sufragerie ca să nu mă mai întâlnesc cu Vania, că ea... Da. La revedere. Plutind în aer. Când mi-a zis de o soră mai mică, n-am înțeles. Doamne, ce îngrozitor e că sunt urâtă. Știu că sunt urâtă. Duminica trecută, când am ieșit la biserică, am auzit vorbindu-se despre mine și o femeie a zis: e bună, e milostivă, dar ce păcat că e așa de urâtă. Gata, a trecut furtuna. Ce aer curat! Da. Unde e doctorul? A plecat. Sophie? Sophie? Da, da, ce? Cât timp ai de gând să mai fii supărată pe mine? Sincer, nu ne-am făcut absolut niciun rău una alteia. Ce rost are să urmă? Da, așa e. Ar fi mai bine să ne... să ne împăcăm. Foarte bine. Tata s-a culcat? Nu, e în sufragerie. Dar noi două nu ne vorbim cu săptămânile și Dumnezeu știe de ce. Da. Ce avem pe aici? Munca Mihai Lubovici. Avem vin? Haideți să bem! Brudershaft, din același pahar. E mai bine așa. Toarnă tu. Aha. Hai. Ah.
și eu am vrut de mult să ne împăcăm, dar mi-era puțin rușine. Dar și acum ce ai? Nimic. Îți vine să plângi? Nu. Oh my God, ai plâns, dacă îți vine, uite ce proastă să cânti și mie. Oh, da. Sonia, uite, tu ești supărată pe mine, fiindcă crezi că m-am căsătorit cu tatăl tău din interes. Dar tu crezi în jurăminte? Da. Îți jur că m-am căsătorit cu el din dragoste. M-a fascinat că era celebru, era savant. Și îmi imagineam că dragostea aia este adevărată, dar ea era una superficială, înțelegi? Și nu am nicio vină. N-am nicio vină. Dar încă de la curunie, tu n-ai contenit să mă țintuiești cu ochii ăștia inteligenți și bănuitori. Da, te-am scăleat un păcat. Da. Să nu mă mai privești așa. Nu. Tu ți se potrivește. Promit. Da, trebuie să ai încredere în oameni. Pentru că altfel n-ai cum să trăiești. Nu. Așa. Auzi? Spune-mi sincer, ca unei prietene. Tu ești fericită? Nu. Eram sigură. Mai spune-mi un lucru. Ți-ar fi plăcut să ai un soț mai tânăr? Da. Da? Ce copil ești, normal că mi-ar fi plăcut. Hai, mai întreabă-mă ceva, mai zi ceva. Îți place de doctor? Da! Da! Îți par o proastă? Spune-mi, îți par o proastă? Uite, el a plecat, dar eu încă îi aud glas. Eu pași și dacă mă uit în fereastra asta întunecată, eu încă îi văd chipul. Spune-mi ceva despre el, vorbește despre el. Ce să spun? Nu știu, e inteligent, știe tot, poate tot, fiindcă o mamă, plantează pădure. Draga mea! Draga mea, dar nu e vorba nici de medicină, nici de pădure aici. E vorba despre talent. Omul ăsta are talent. Păi, când plantează un copac. Când plantează un copac. El știe deja cum o să fie fericirea omenirii de peste 1000 de ani. Da, oamenii ăștia sunt foarte rari. Sofie, trebuie iubiți! Da! Da! Iubiți! și bea! Bea! Nu, e chiar grosolan! Ops! Dar omul talentat al Rusiei nu poate să fie cumințel! Nu poate să fie cumințel! Uite-te și tu! Ce viață duce doctorul ăsta! Numai noroaie și vifornițe și oameni de condiție proastă, primitivi! Cum să te menții curat și tras într-o asemenea situație? Mai vreau. Draga mea. Draga mea, îți doresc. Din tot sufletul îți doresc. Să fii fericită. Îți doresc tot sufletul. Nu am fost decât un personaj episodic. Sunt foarte nefericită. Dar tu de ce râzi? Eu sunt foarte fericită! Sunt foarte fericită! Iar eu aș cânta ceva la pian. Da, da. Cântă că oricum nu mai pot să dorm. Da, aș cânta ceva la pian. Cântă. N-am mai cântat de când. Du-te și întreabă-l pe tată tău dacă mă lasă. Dacă nu-l deranjează, nu, că atunci când nu era un muzical. Pire. Du-te și întreabă dacă mă lasă și atunci o să cânt. Da. Mă duc.
n-am mai cântat la pian. O veșnicie. Oh. O să cânt și o să plâng. O să plâng ca o proastă. Nu e voie.
profesor și a exprimat dorința ca noi toți să ne strângem în sufragerie la ora 12. E unul fără un sfert. Vrea el să facă o comunicare importantă omenirii sau ce vrea să... Înseamnă că are ceva important de spus. N-are nimic de spus. Scrie numai tâmpenii, bombă, într-una e gelos și nimic mai mult. Unchiule! Iertare. Sonia. Uite cum se plimbă. Își plimbă lenea. E drăguț, nu-i așa? Foarte drăguț. Așa m-am plictisit. Toată ziua trâncănești și trâncănești. Nu știu ce aș putea să fac. Nu știi ce să faci? Trebuie numai să vrei. Cum ar fi? Cum ar fi, ocupă-te de gospodărie, învață copii, vindecă bolnavi. E puțin lucru? Când ești tata de rață aici, eu și un pipa ne-am intrat făină în piață. Eu nu mă pricep la așa ceva și nici nu mă interesează. Mai romanele de doi bani, eroii învață și îngrijesc pe țărani. Chiar, cum ar fi așa din senin să mă apuc de așa ceva? Eu nu știu cum poți să stai și să nu faci nimic. Iartă-mă, da, te plângi prea mult. Uite, tu te plictisești, nu-ți găsești locul, iar lenea și plictisul ăsta tău sunt mult lipsitoare. Uite-te la unchiul Vanea, nu mai face nimic și te urmărește pas cu pas. Sonia. Dacă ar fi o umbră. Eu mi-am lăsat treaba și am venit aici să stăm cu tine. Să stau cu tine. Doctorul Mihai Lvovici venea foarte rar pe la noi. O dată pe lună. Acum vine de fiecare zi. Și-a lăsat și pădurile și medicina. Tu ești o vrăjitoare. Ne-ai vrăjit pe toți. Da. Ce te chinuie, draga mea? Draga mea, fii fericită. Dă-ți drumul. În tine curge sânge de rusalcă. Lasă-te să fii rusalcă. Aruncă-te în adâncuri, îndrăgostește-te de duhul apelor și lasă-ne pe toți, și pe mine, și pe her profesor cu gurile căscate. Mai termin o dată. Ești chiar rău, Vanea. Iartă-mă, pace. Nu, dar și înger, dacă aș fi tot, mi-aș pierde răbdarea. Ca semn de împăcare și înțelegere, mă voi duce să-ți aduc trandafiri. Trandafiri de toamnă. Frumoși și triști. Trandafiri de toamnă, frumoși și triști. Da. Deja e septembrie. Cum o să ne petrecem noi toată iarna aici? Unde-i doctorul? În camera unchiului Vanea îmi scrie ceva. Mă bucur că am plecat, mă duceam să vorbesc cu tine. Despre ce? Eu nu sunt frumoasă, știu asta. Ai o minunăție de păr. Da, e... Nu, nu. Când o femeie nu e frumoasă, îi se spune, ai păr frumos, ai ochi super. Îl iubesc deja de 6 ani. Îl iubesc mai mult decât pe mama. Îl văd, îl aud în fiecare clipă, îi simt felul în care îmi strânge mâna și stau aici și aștept din clipă în clipă să intre. Acum vine în fiecare zi aici, dar nu are ochi pentru mine. Și asta e atât de chinuitor. Eu nu am nicio speranță, nicio fărâmă de speranță. Știi, câteodată mă apropie eu de el într-un vorbă, îl privesc direct în ochi, nu mai am mândrie și nici putere să mă controlez. Aseară nu m-am putut abține și i-am spus și unchiului Vanea că-l iubesc, dar și servitorii știu. I-am spus tuturor că-l iubesc. Și el? El nu mă vede. A, e un om ciudat. Dar știi ceva, Sofie? Lasă-mă pe mine să vorbesc cu el. Chiar așa. Până când să mai stai așa de siguranță? Lasă-mă pe mine să vorbesc cu el pentru că știu cum să-l iau pe ocolite astfel încât să nu-și dea seama de absolut nimic. Nu trebuie să știm decât dacă te iubești sau... Nu. Și
Dacă e nu, atunci să nu mai vină pe aici, pentru că nu-ți face bine. Și... haideți să rezolvăm chiar astăzi. Pentru că ieri a spus că vrea să-mi arate nu știu ce schițe de ale lui și... haide, du-te și chiar. Și să-mi spui tot adevărul? Bineînțeles, draga mea. Nu e mai bine decât să trăiești în nesiguranță, să cunoști adevărul. Oricare ar fi acela. Nu vreau să știu adevărul. Sophie. Măcar îmi rămâne speranța. Sophie. Ce vrei să spui? Mă duc să-l chem. Nu este nimic mai rău decât să cunoști taina cuiva și să nu poți face absolut nimic. El nu o iubește, asta este clar. Dar de ce să nu se căsătorească cu ea? Pentru un medic de țară la vârsta lui ar fi o soție foarte potrivită. Da, nu este frumoasă, dar este bună, este milostivă. E curată, e... da, nu-i asta, nu-i asta. Ah, înțeleg pe viața fată, înțeleg. Toată plictiseala asta, unde în loc de oameni circulă niște umbre întunecoase, se discută numai banalități. Ce mănâncă, cât au dormit. Uneori apare el. El care nu este ca toți ceilalți. E frumos, inteligent, atrăgător, ca luna care răsare dintre norii groși. Păi, să te lași prinsă în mrejele acestui om, să uiți de tine. Se pare că m-am prins și eu puțin. Când mă gândesc la el, mă trezesc zâmbind și... Vanea spune că în mine curge... sânge de rusalică. Dă-ți și tu drumul măcar o dată în viață. Chiar cum ar fi? Cum ar fi să-mi iau zborul deodată dintre voi toți și să uit că mai existați pe lume? Să uit de fețele voastre încruntate și dar nu, eu nu am curaj. Mă mustră conștiința. Eu știu de ce vine el aici, știu de ce și pentru cine și mă simt vinovată. Trebuie să mă duc la Sunia și să-i cer iertare. Bună ziua! Ați spus că doriți să vedeți cărțile mele. Sonia mi-a spus să vin să... Da, așa este. M-ați chemat. El mi-a spus că doriți să-mi arătați ce vă ocupați. Aveți vreme acum? Da, sigur. Dar mai zic să-mi spuneți unde v-ați născut. La Petersburg. Da. Și unde ați studiat? La conservator. Atunci știți că pentru dumneavoastră nu o să fie deloc interesant ce am să vă arăt. De ce? Adică, da, într-adevăr, nu am crescut la țară, dar să știți că am citit destul de mult. Da. Aici, în casă, am și eu masa mea de lucru în camera lui Ivan Petrovici. Când sunt foarte obosit și nu mai sunt în stare de nimic, las totul pe altă și dau fugă aici să petrec câteva ore cu prostioarele mele. Ivan Petrovici și Sofia Alexandrovna s-o cotesc cu abacul, iar eu stau lângă ei la masa mea și mă zgălesc. E cald, e bine. Se aud grerii cântând, dar din păcate bucuria asta nu mi-o îngădui prea des, ci doar o dată pe lună.
Și acum o să vă rog să priviți aici. Ce vedeți aici este harta județului nostru, așa cum arăta în urmă cu 50 de ani. Cu verde închis și verde deschis am marcat pădurile. Jumătate din întreaga suprafață erau păduri, unde peste verde este adăugată culoarea roșie, acolo trăiau cerpi și căprioare. Eu vă arăt aici și flora și fauna. În afară de sate și așezări, vedeți, sunt aruncate case izolate, schituri ale rascolnicilor, mor de apă, erau numeroase curute și ca asta, vedeți? Aici cu culoare albastră, vedeți, deci culoarea albastră e un pic mai puternică, acolo erau hergheli, veneau circa 3 cai de gospodărie. Acum vă rog să priviți aici, ce vedeți este harta județului nostru, așa cum arăta în urmă cu 25 de ani. Pădurile mai ocupă doar o treime din întreaga suprafață, căprioare nu mai sunt, cermin să se mai găsesc, culorile verde și albastru nu mai sunt atât de intense și așa mai departe și așa mai departe. Să trecem la partea a treia. Ce vedeți aici? Este harta județului așa cum arată în prezent. Abia dacă mai regăsim culoarea verde pe aici și pe acolo, câteva pete izolate, au dispărut și lebedele, și gâștele, și cocoșii de munte, nu mai e nici urmă de așezare sau deschid, nu mai e nici omoară. În general, harta asta arată o decădere treptată, dar sigură, acestui ținut, care mai are de 3 vreo 10-15 ani până la dispariția totală. Și știu, veți spune că se vede influența civilizației, că e normal ca viața veche să fie înlocuită de cea nouă și da, aș înțelege dacă în locul acestor păduri distruse ar răsări șosele, căi ferate, dacă în locul acestor păduri distruse s-ar ridica uzine, școli, dacă oamenii ar fi mai sănătoși, mai deștepți, mai destupați la minte, dar nici vorba de așa ceva, în ținutul nostru sunt aceleași mașini, aceleași drumuri desfundate, aceea sărăcie, tifos, bucoare, fum. Este vorba de o degenerare cauzată de lupta dură pentru existență, o degenerare ale cărei cauze ar trebui căutate în lenea, în ignoranța, în inconștiența omului sărman, flămând și bolnav, care pentru a salva copiii, aș potoli foamea și avea cu ce să se hrănească, se apucă instinctiv să distrugă natura, fără să se gândească la ziua de mâine. Uitați aici, aproape totul este distrus, în schimb nu s-a construit nimic, nu? Citesc însă pe fața dumneavoastră că toate astea nu prea vă interesează. Nu, eu înțeleg foarte puțin, foarte puțin din toate astea. Dar ce e de înțeles? Adevărul e că nu vă interesează. Nu. Adevărul este că mintea îmi zboară în cu totul alte locuri și vă rog să mă iertați. Dar va trebui să vă supun unui mic interogatoriu. Un interogatoriu? Da. Dar destul de nevinovat. Să știți că sunt foarte încurcată și nu știu de unde să încep. Să ne așezăm. Este vorba despre o fată tânără în care... Nu, dar știți ceva? Haideți să vorbim ca între doi prieteni, fără ocolișuri, și după aceea să uităm că am vorbit. Primiți? Da, sigur. Bine. Pentru că este vorba despre fica mea, Sonia, la care trecă. Vă place? Da. O respect. Da, eu mă referam dacă vă place ca femeie. Nu. Da, încă două, trei cuvinte și am terminat. N-ați observat nimic? Nu, nimic. Nu, iubiți. Mi se citește în ochi. Ea suferă și o să vă rog să înțelegeți că ar fi mai bine să nu mai veniți pe aici. Dar vremea mea a trecut, nici n-aș avea când și... Nu pot să mă gândesc la așa ceva. Cu o vorbire foarte jenantă. Nu, simt că aș fi cărat în spate o greutate imensă. Dar facem cum am stabilit. Uităm că am vorbit și oricum dumneavoastră sunteți inteligent, o să înțelegeți să nu mai veniți pe aici. Și m-am înroșit toată. Dacă mi-ați fi spus toate astea acum o lună sau două, probabil nu m-aș fi gândit. Dar acum? Desigur, dacă Sonia suferă, eu am să plec și n-am să mai vin pe aici, însă nu înțeleg un lucru. De ce tot acest interogatoriu? Ieșireată. Poftim? Da, ieșireată. Desigur, să zicem, Sonia suferă, pot să înțeleg asta. Dar de ce tot acest interogatoriu?
interogatoriu. Și dăm voie, lasă fața asta mirată. Știi foarte bine de ce le vin în fiecare zi. Știi și de ce? Știi și pentru cine? Eu iar, nu mică și dragă, hai, nu mă privi așa. Sunt și eu mic, animal de pradă. Da, 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 tu ești un dihor frumos, cu blana moale, ai nevoie de victime. De o lună de zile nu mai fac nimic, te urmăresc cu patimă, așa că îți place teribil. Ce nevoie mai avei de un interogatoriu? Uite, gata, sunt aici. Hai, 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 devorează-mă. Ești nebun! Iar dumneata ești timidă. Sunt mai bună și mai presus decât mă crezi, asta ți-o jur. Bine, gata, plec. Am să plec. Dar până unde ne vedem mâine? Înțelege că întâlnirea asta e... Până nu intră și ne vedem mâine. Nu, eu îți jur. Dar nu jura, tu nu trebuie să juri, tu ești frumoasă, nu trebuie să vorbești. Spune unde ne vedem mâine. Că poate să intră oricând cineva și... Poate să... Poate să... Mâine la Opolul Silvic, la două, da? Nu. Nu. N-ai zice că e vremea rea, azi, Ivan Petrovici. Adică dimineața a fost mai norat, dar acum a ieșit soarele. Să fim sinceri, am avut o toamnă chiar bună, iar semănăturile noastre au fost foarte bune. Doar că s-a cam mișcat ziua. Tot Helen. Nici nu mă simt de bine. De două tine tot, dar nu știu, cred că am ceva la cap. Bă, la aici o mai duci cum o mai duci. Dar ce nu pot eu să suport e traiul ăsta la țară. Așa e. Am așa un sentiment de parcă aș fi picat de pe pământ pe o planetă ciudată. Dar ceilalți unde sunt? O să fie. Faia! Nu pot să suport casa asta. E ca un labirint. Are 26 de camere imense. Te pierzi prin ele, te rătăcești prin ele, nu găsești niciodată pe nimeni. Hai, cheamă și pe Maria Vasilievna, pe Elena Andreevna. Eu sunt aici. Păi dacă ești aici, am un loc. Hai, nu? Spune ce a zis. Nu am vrut, da? Vorbim... Haideți. Haideți, vă rog. Ai venit și tu, Dădăcuță. Hai. Domnilor, vă rog să luați loc. Sonia. Sonia! Nu aude, măi, de dăguță. Aoleu, stai și tu jos. Vă rog să luați loc. Domnilor, vă rog să luați loc. Și pregătiți-vă să fiți numai ochi și urechi, cum s-ar spune, da? De mine poate nu-i nevoie. Pot să plec? Nu, de tine avem cea mai mare nevoie. Ce vrei dumneata de la mine? Dar de ce te... De ce te superi? Dacă ți-am greșit cu ceva, te rog să mă iert. Lasă totul, lasă ziua de ce vrei. Uite că a venit și mama. Alexandra. Mama. Alexandra. Mama. Alexandra. Mama. Da. Domnilor, vă rog să luați loc. V-am adunat pe toți aici pentru a vă aduce la cunoștință că va veni la noi un revizor. Gogol! Da. Să lăsăm glumele bune deoparte. Domnilor, v-am adunat pe toți aici pentru a vă cere ajutorul și sfatul și știind că sunteți binevoitori, sper să-l și primesc. Dați-mi voie.
Domnilor, cu toții știm că eu sunt o persoană intelectuală și că întotdeauna mi-au fost străine lucrurile practice. De aceea am să te rog pe tine, Ivan Petrovici, pe dumneata Ilia Iliș, pe dumneata mama, da? Da. Da. Treaba e că manet omnes una nox. Da. Adică cu toții suntem în mâna Domnului. Adică pe toți ne așteaptă aceeași noapte, Alexandru. În mâna Domnului. Da. Dumnezeu bunuțul de el. Da. Da. Domnilor, cu toții știm că eu sunt bătrân și bolnav. Și de aceea cred că este necesar să discutăm unele chestiuni legale, atâta timp cât ele se referă la familia mea. Și când spun asta, nu mă refer la mine, ci mă refer la soția mea care e tânără și la fata mea care e și mai tânără. Domnilor, nu mai putem trăi aici la țară. Nu e pentru noi. Iar ca să trăim la oraș cu banii de pe urma acestei moșii, ne este imposibil. Așa că trebuie să găsim soluții. M-am și gândit inițial să vindem pădurea. Ar fi fost o soluție excepțională, dar asta nu se poate întâmpla decât o singură dată. Așa că trebuie să găsim acele soluții care să ne asigure niște venituri constante și sigure. M-am și gândit la o asemenea soluție și am onoarea să vă prezint. Nu intru în amănunte, vă prezint în linii mari. Moșia noastră aduce un venit de 2% din valoarea ei. Mult. Puțin? Puțin, da. Foarte puțin. Propun să o vindem. Banii investiți, banii câștigați, îi putem investi în acțiuni. O să avem venituri constante de 4, chiar 5%, venituri constante și sigure. Iar cu banii rămași ne putem cumpăra o mică căsuță în Finlanda. Iartă-mă puțin, mi s-a părut că nu am auzit bine. Mai spune o dată, te rog. 4 sau 5% venituri constante și sigure, banii rămași, căsuță Finlanda. Lasă Finlanda. Înainte de asta ai mai spus ceva. Da. Am spus că propun să vindem moșia. Să vinzi moșia. Genial. Dar la noi, la mine, la mama, la Sonia, te-ai gândit ce o să fie cu noi? O să ne gândim și la toate astea, toate la timpul lor. Se pare că până acum eu nu am gândit niciodată așa cum trebuie. Până acum, eu am crezut că această moșie aparține Sony. Adică răposatul meu, tată, a cumpărat moșia pentru sora mea. Și m-am gândit logic că moșia îi va reveni Sony. Da. Firește că Sony. Nici nu am putea să vindem fără acordul Sony și oricum tocmai în interesul ei vreau să și acționăm. Strigător la cer, ori am nebunit eu. Jean, te rog frumos, ascultă-l pe Alexandru, că știe mai bine decât noi ce... Alexandru, faceți ce vreți, domnule, faceți ce vreți! Eu nu înțeleg... Un pahar cu apă, vă rog. Stai puțin. Eu nu înțeleg de ce te aprinzi așa. Nu spun că propunerea mea e perfectă. Dacă toți o resping, eu nu o să insist. Eu, excelență, să știți că nu trăiesc față de știință, nu numai un imens respect, dar pot să spun că am și sentimente alese de rutinie. Fratele, soție, am fost mai... Da, ta, ciupitule! Acum vorbim lucruri serioase, nu? Uite, pe el poți să-l întrebi. Moșia a fost cumpărată de la unghius. Pentru ce să-l întreb? La ce bun? La ce bun? Uite, moșia a fost cumpărată la prețul de atunci. Cu 95.000. Tata a plătit doar 70. Rămânând o datorie de 25.000. Și acum băgați la cap. Moșia nu ar fi fost cumpărată dacă eu nu renunțam la partea mea în favoarea surorii mele pe care am iubit-o răspuns de mult. Ca să nu mai vorbesc de faptul că am muncit 10 ani ca un bou și am achitat toată datoria, eu da? Eu regret că am început discuția. Nu. Am achitat toată datoria și am pus-o pe picioare numai prin munca mea. Și acum la bătrânețe vrea să mă dea afară pe drumuri. Unde vrei să ajungi? 25 de ani! 25 de ani am
administrat această moșie. Am muncit pe brânci și ți-am trimis ție toți banii. Toți banii ți-am trimis ție. Timp în care tu îmi trimitei mie un salariu de mizerie de 500 de ruble pe an. Exact ca un cercetător. Fără să te gândești măcar o dată să pui o rublă în plus, o dată. Ivan Petrovici, nu sunt o fire practică. Vroiai să-ți mărești salariul. Puteai să o faci și singur cu cât vroiai. Adică de ce nu am furat? Păi de ce nu mă întrebați, domnilor, de ce nu am furat? Păi da, asta ar fi trebuit să fac. Trebuia să fur, trebuia să fur și nu mai ajungeam eu acum un cercetător nezales. Asta trebuia să fac 25 de ani. Am stat închis între patru pereți ca o cârtiță împreună cu mama. Toate gândurile și simțirile noastre ți aparțineau. Ne mândream cu tine și cu știința ta. Îți pronunțeam numele cu respect. Îți pronunțam cu toate operele tale, toate operele alea pe care le-am citit, pe care le admiram, nu fac două parale, înțelegi? Două parale nu fac! Ne-ai păcălit pe toți astea! Potoliți-l odată! Potoliți-l odată! Potoliți-l odată! Erai pentru noi, etalonul! Oștri superioare! Asta erai pentru noi! Ne-am păcălit, voi nu vedeți că ne-am păcălit! Potoliți-l odată! Potoliți-l odată! Gata, te rog.
pleacă la Harkov. Acolo să trăiesc. Mai bine. S-au aprins încrozitor. Elena Andreevna, nu mai vreau să stau aici o secundă, să plecăm. Să plecăm. Pleacă fără bagaje. Înseamnă că nu le este dat să trăiască aici. Nu le este dat. Mai bine, mamă, mai bine. Lasă-i să plece. Au făcut un tămbălău. Au tras cu pistolul. O rușine, mamă, o rușine. Lasă-i să plece, că rămânem noi și trăim ca mai înainte. Da. După rânduiala creștină, după rânduia, după mamă. Așa. Aoleu, că de mult n-am mai mâncat niște tăiței de post, păcătoasa de mine. Mamă, unde e Sonicica? E în grădină cu doctorul, caută pe Ivan Petrovici. Se tem să nu facă vreo prostie. Ai de păcatele mele, da? Pistolul, unde e? L-am ascuns în beci. Lasă-mă în pace, ți-am spus că nu ți-am luat nimic. Cea mai mare plăcere, oricum trebuia să fiu plecat de mult, dar nu plec până nu dai ce mi-ai luat. Și voi, ce voi, hai, vă rog frumos, lăsați-mă în pace, n-am nevoie de pază. Hai, haide de cuță, te rog. Hai, cipitule. Gata. Haide de cuță, hai. Ți-am spus, nu ți-am luat nimic. Bine, uite cum facem. Mai aștept un pic, dar după aia mă văd nevoie să recurg la forță. Te leg și te perghezi. Dar fă cum vrei. Să fii atât de prost, să nu-l omor eu pe el, să nu-l omor. Te-am văzut cum ai îmbrățișat-o. Da, am îmbrățișat-o și tu... De atât de rușine. Senzația asta nu se compară cu nimic, cu nimic altceva. Ce să fac? Nimic. Atunci dă-mi ceva, că mă arde, ce trăiești, că mă arde, dă-mi ceva, Doamne, Doamne. Am 47 de ani, dacă mai trăiesc până la 60. Nu vin că 13 ani, ce să fac în 13 ani? Cum să pun, ce pun în 13 ani? Mă ascult, nu am ce să fac. Gata, Vania. În tot ținutul ăsta au existat doar doi intelectuali de clasă. Tu și cu mine. Dar uite că în ăștia 10 ani, viața asta meschină, viața asta cenușie ne-a tras la fund, ne-a otrăvit. Ne-a făcut să arătăm ca toți ceilalți. Pania, noi nu mai avem nicio speranță. Poate când o să murim, atunci o să ne fie bine. O să visăm. Cine știe, poate chiar vise frumoase. Dar mă, că mă duci cu vorba, dă-mi ce mi-ai luat. Nu ți-am luat nimic. Ești trebelit dintr-un sau un flacon de morfină. Ia ascultă. Dacă ți s-a urcut viața, du-te în pădure și spânzură-te, dar mie dăm ce mi-ai luat. Altfel o să-mi ia să vorbe că eu ți l-am dat. Și așa mi-e greu că va trebui să-ți fac autopsia. Sofie Alexandru, unchiul dumitale, mi-a luat dintr-un un flacon de morfină. Spune-i să mi-l dea, că eu mă grăbesc, eu prostii, oricum, n-am timp de așa ceva. Unchiule, a luat-o, știu eu că a luat-o. Dă-i-o, unchiule, dă-i-o înapoi, de ce ne sperii? Dă-i-o, te rog. Și o să ne fericită numai puțin decât tine, da? Eu rap și o să rap până când Sonia. Dă-i-o, unchiule, te rog. Te rog. Trebuie să facem ceva, trebuie să ne apucăm să muncim. O să muncim. Acum pot pleca. Doamne Petrovici! Doamne Petrovici, aici e. Noi plecăm. Haide până afară să vorbești cu Alexandru, că vrea să-ți spună ceva. Unchiule, te rog. Te rog, trebuie să te împaci cu tata, te rog. Hai. Rămas bun. Nu uita că mi-ai promis că o să pleci dumneata de aici. Da, o să plec chiar astăzi. Te-ai speriat? Da.
da. Poate totuși nu pleci. Uite ce zici, mâine la o colo Silvic la două? Nu, nu, e hotărât deja. De aceea pot să te privesc, de aceea pot să te înfrunt, pentru că plecarea noastră este hotărâtă. Să știi că nu-mi doresc decât un singur lucru. Să gândești frumos despre mine. Îmi doresc să mă respecti. Și acum că știu că nu o să te mai văd niciodată, pot să-ți spun că am fost atrasă puțin de tine. Puțin. Ei, și acum să strângem mâna ca doi prieteni și să ne luăm rămas bun. Pleci. Îmi găduiem să te sărut de despărțire. Observație. Ascult. Vreau să știi că primesc scuzele tale și te rog la rândul meu să mă ierți. Iartă-mă, Ivan Petrovici. Mama? Alexandru. Mama? Alexandru. Mama? Alexandru. Te rog mult să te pozez și să-mi trimiți fotografia ta. Știi cât de mult te iubesc. Ilie Ilici? Excelență, un singur lucru. Să nu ne uitați. Nu vă uit, Ilie Ilici. Ivan Petrovici? O să primești exact ceea ce primești înainte, totul o să fie ca înainte. Adio! Adio tuturor! Vreau să știți că am admirat pasiunea dumneavoastră, gândirea dumneavoastră, toate ciudățeniile, dar trebuie să fac o observație. Treceți la fapte. Trebuiesc fapte, domnilor, fapte! Sonia! Vreau să spun ceva. Te rog să mă iați. Iartă-mă. Adio, suflet curat. La revedere! Sănătate! Am să vă trimit broșuri. Fotografia! Da, Leloș! Să vă uitați! Marș! Dă-te jos! Marș! Au plecat. Au plecat. Da, doamne, să fie tot bine. Uncle, trebuie să facem ceva. Trebuie să ne apucăm de muncă, azi. Da. O să muncim din nou. Să muncim. O să muncim. A plecat? Ai deja. Da, mama, da. Păi nu mai rămâne decât să ne-au rămas bun, dar dacă plec, da, da. Păi, mama, plec? Oh, nu se poate. Nu se poate să pleci fără să bei un ceiuț. Mă grăbesc, un da. O botcuță. Hai că vrei botcuță. Aia, dă-mi o botcuță. Vreau botcuță, mă, doamne.
Strigă unul din cai și căpăt, am văzut aseară. Eu să mă opresc pe drum să... Da, trebuie să-l pot povesti, că altfel nu merge cum trebuie și... Am văzut abia aseară da. Și... Da. Puta! Au plecat. Doamne ajută, mamă, să fii sănătos. Ah. Doamnelor, domnilor, vă las cu mine. Atât de greu de făcut. Ce să facem, unchiule? Trebuie să trăim. O să trăim, unchiule. O să trăim un șir lung de zile și de nopți apăsătoare. O să muncim pentru alții. Și când ne va veni ceasul, o să murim liniștit. Iar pe lumea cealaltă vom povesti cum am suferit, cum am plâns. De chimiță am fost și lui Dumnezeu o să-i se facă milă de noi. Și atunci, iubitul meu unchi, o să avem o viață frumoasă, strălucitoare, dulce. O să ne bucurăm, iar nefericirea asta noastră de acum o să o privim cu milă, o să zâmbim și apoi o să ne stingem. O să ne odihnim. O să auzim îngerii, o să vedem cum toate suferințele noastre și cum tot veninul de pe această lume se va topi. Săracu, Chiuvale, n-ai știut în viața ta ce e aia fericire. Dar mai așteaptă, unchiule. O să ne odihnim. Să ne odihnim. O să ne odihnim. Thank you.
cu plană.